Dincolo de premiile obținute de către Gabriel Chifu pe plan intern, scriitorul venit pe lume la Calafat pe 22 martie 1954 are meritul de a fi intrat în vizorul unor nume mari ale condeiului și criticii din România, Nicolae Manolescu, Alex Ștefănescu, Ștefan Augustin Doinaș, fiind doar o parte a celor care au scris de-a lungul anilor despre poezia lui Chifu. Să lași în inimă este unul dintre volumele de versuri scrise de poetul și prozatorul oltean, acestuia adăugându-i se titlurile altor publicații de poezie de după 98 încoace, precum La marginea lui Dumnezeu, Baston de orb sau Ploaia trivalentă, asta ca să vorbim doar de o parte a poemelor recent scrise. Însemnări din Ținutul misterios este titlul altei lucrări conținând poemele lui Chifu, o carte analizată și de politicianul și scriitorul Varujan Vosganian. Ceea ce cred eu că este foarte important în această carte, dincolo de talentul autorului, este faptul că ea este rezultatul unei întâlniri cu moartea. Gabriel Chifu se poate mândri cu faptul că operele sale au apărut de-a lungul vremii în reviste literare din mai multe state europene și asiatice, o dramatizare a romanului Relatare despre moartea mea fiind pus în scenă la Teatrul Românesc din Voievodina, iar varianta tradusă a romanului Cartograful puterii a apărut în China în vara lui 2012.